Salut, sunt Alexandra, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. De la ora 20, HBO prezintă Prosecuting Casey Anthony. Filmul dezvăluie povestea din interior a dramei adevărate care a șocat o țară întreagă, când mama lui Kelly Anthony, Casey, a fost achitată de uciderea fiicei sale, în ciuda dovezilor copleșitoare împotriva ei. Pelicula este prezentată din perspectiva lui Jeff Ashton, avocatul acuzării, și îi duce pe telespectatori în culisele investigației morții tragice a lui Kelly și a procesului, aruncând o nouă lumină asupra multelor întrebări în legătură cu ce s-a întâmplat cu fetița de 2. 400 pieces of evidence over 90 witnesses over 33 days. I just never imagined we could lose on every count that mattered. When I get done with her, she's going to be the most hated woman in America. La ora 21 pe HBO Comedy rulează primul episod din serialul Silicon Valley. Richard este un programator de calculatoare introvertit care trăiește în hostelul Hacker împreună cu cei mai buni prieteni ai lui. După ce creează un algoritm de căutare care ar putea valora milioane de dolari, Richard intră în panică după ce clachează în mijlocul unui război al ofertelor și decide să întemeieze o companie alături de prietenii lui. De la ora 21 pe TV 1000 puteți urmări filmul Layer Cake. Daniel Craig joacă rolul unui om de afaceri care s-a îmbogățit din comerțul cu cocaină și ecstasy. Gândindu-se că a venit momentul să se retragă din afaceri, se hotărăște să preia două ultime sarcini. Însă, cu un fost șef militar sârb aruncat în combinație și o gloată de bandiți periculoși care îi pun piedici, el își dă seama curând că încercarea de a ieși din afacerile cu droguri îl poate costa totul, inclusiv viața. You think you're a gangster? Uh-huh. You are shaken. Shut up! Welcome to the layer cake, son. Pe Cinemax de la ora 23 puteți urmări episodul 6 din cel de-al treilea sezon al serialului Banshee. Serialul prezintă situațiile complicate în care se implică Lucas Hood, un fost pușcăriaș care își însusește identitatea fostului șerif din orașul Banshee, locuit de comunitatea Amish. În timp ce actele de violență și gloanțele roiesc în jurul orașului, Lucas pune la cale un plan care ar putea să le aducă hoților săi o avere, să jefuiască un centru desafectat al marinei care găzduiește milioane de dolari. La 23, National Geographic Channel prezintă Față în față cu moartea. Fiecare episod dezvăluie poveștile reale ale unor oameni prinși în situații disperate, precum și opțiunile pe care le-au avut aceștia în lupta lor pentru supraviețuire. Cu ajutorul înregistrărilor video și graficii computerizate sunt reconstituite scene teribile între viață și moarte. Însă, înainte de a afla cum a supraviețuit protagonistul fiecarei povești, sunt propuse trei opțiuni de supraviețuire pentru fiecare situație, două dintre acestea putând fi fatale. A. B. Or C. So, what would you... Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații și recomandări vizionare plăcute.